Bună ziua, elevi! Astăzi vom analiza la lecția numărul 12 șovinismul, naționalismul versus patriotism. Este una din cele șase subiecte din cadrul unității de învățare 2 când vorbim despre amenințări la adresa democrației. La etapa de evocare îți propun să te gândești și să răspunzi la următoarele întrebări. Ce semnificație are pentru tine cuvântul patrie? Dar patriotism? Te consideri un bun patriot? Cum am putea deosebi ideologiile de patriotism față de cele naționalism, șovinism și altele? Ce este patriotismul? Patriotismul este un sentiment de dragoste și devotament față de patrie și popor care este statornicit în decursul istoriei. Pe parcursul lecțiilor de istorie din clasa 5 până între 9 ați auzit foarte des despre patrie și patriotism și la fiecare etapă ați analizat anumite exemple. Patriotismul are origine greacă, vine de la cuvântul patrie, pater, drept iubirea pentru țară și pentru locuitorii ei, sau care promovează un neam printre celelalte și nu trebuie confundat cu xenofobia, de exemplu preferința exclusivă pentru un singur neam, însoțită de marginalizarea minorităților sau de ostilitate față de străini. Câteva citate despre patriotism. Marele Iorga spunea că un patriot se recunoaște prin faptul că iubește, respectă și caută să adune și să îmbunătățească tărâmurile și oamenii. Un alt citat este: o patrie iubită se recunoaște din prima vedere fiindcă este o patrie curată, nepoluată, care arată frumos și primitor, indiferent că e săracă sau bogată, că în ea auzim o singură limbă sau mai multe. Și încă un citat pentru lecția de astăzi este: a fi patriot înseamnă a fi cinstit, avea conștiința curată și avea o inteligență vie, avea un arbitraj filosofic pentru compatrioții tăi, în fine, este un criteriu din care să reiasă principiul că viața ta aparține tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde spre fericire și gloria țării tale. Vasile Conta. Câteva manifestări ale patriotismului. Cum se manifestă patriotismul? Patriotismul se manifestă prin dragoste de neam și țară, prin acțiunile întreprinse de cetățeni, de promovare a valorilor naționale, prin demnitate, devotament și onoare față de simbolurile statului și altele. În unele țări, statul le cere cetățenilor să-și manifeste solemn patriotismul depunând un anumit jurământ. În numeroase țări se organizează ceremonia ridicării drapelului și cântarea imnului național. De asemenea, alte exemple pot fi participarea la democrație reprezentativă prin înregistrarea la vot sau participarea la alegeri, voluntariatul pentru oferirea anumitor servicii comunitare, înțelegerea și respectarea drepturilor, libertăților și responsabilităților cetățenilor cuprinse în anumite acte normative, precum și îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale cetățeanului de rând. În continuare îți propun să analizăm care ar fi niște câteva idei pro și contra patriotismului sau avantaje și dezavantaje. Meditează spre organizării unei mini-dezbatere cu genericul, idei pentru poziția afirmatoare. Dragostea de țară și mândria comună aduc oamenii împreună, ajutându-i să suporte anumite provocări. Altă idee ar fi că, fără convingeri patriotice comune, poporul nu ar fi ajuns să-și dobândească independența și suveranitatea. Și altă idee este că patriotismul se simte deosebit atunci când te afli peste hotarele țării. Drept idei pentru poziția negatoare pot fi următoarele. Poate fi folosit pentru a instiga grupuri de oameni unii împotriva altora, fiindcă unii consideră patriotismul o abordare prea îngustă. Poate să conducă țara să respingă anumite valori fundamentale, să creeze anumite situații de abuz față de simbolurile naționale, care ulterior să devină formale. Și poate de asemenea să conducă spre ideologii și exagerări naționaliste și chiar cu conținut șovinist. Să încercăm să abordăm aceste idei din diverse perspective și să ajungem la un tor comun că totuși patriotismul este un element care poate fi dezvoltat, dar trebuie să luăm atenție atunci când vorbim despre patriotism în comparație cu șovinismul sau naționalismul. Ce este naționalismul? Naționalismul este conceput ca o ideologie care creează și susține o națiune ca un concept de identificare comună pentru un grup de oameni. Și naționalismul are condiție de regulă pozitivă, apropiat de patriotism, când se promovează o anumită națiune, fără să se opună minorităților conlocuitoare. Șovinismul însă este o atitudine politică care constă în afirmarea superiorității unei națiuni asupra altora, în manifestarea exclusivismului și intoleranței naționale.
Șovinismul se bazează de regulă pe un naționalism extremist și are drept scop asățarea vrajbei naționale și a urii între popoare sau chiar între naționalitățile conlocuitoare prin propagarea rasismului și exclusivismului național. Îți propun în cazul dat să analizezi aceste informații și să identifici câteva exemple din istorie de manifestare a șovinismului și consecințele acestuia pentru societate. Să analizăm în continuare patriotismul versus naționalism și șovinism. Spre deosebire de naționalism, patriotismul se referă la dreptul pământean, care definește națiunile prin apartenența la aceste teritorii și fiind să construiască statele pe baza teritorială, indiferent de anumite origini, limbi, ca de exemplu Elveția. Patriotismul nu trebuie confundat cu xenofobie, după cum am vorbit mai înainte, pentru că este preferința exclusivă pentru un singur neam, însoțită de marginalizarea minorităților și de ostilitate față de străini. Suntem la etapa de concluzie a acestei lecții și vom face unele analize precum: patriotismul este sentimentul și expresia iubirii față de țară de origine, împreună cu sentimentul de unitate și cu cei care împărtășesc anumite sentimente. Totodată, patriotismul, ca multe lucruri bine intenționate, poate fi și dăunător atunci când este exagerat. Sentimentele naționalism se bazează pe credința că țara este superioară tuturor altor națiuni sau anumitor etnii. Aceasta nu este rău, dar atunci când nu este întrecută măsura care ar putea să ducă la șovinism sau xenofobie. Deci astăzi la lecție am încercat să descriem conceptul de patriotism ca un sentiment bazat pe solidaritate față de ceilalți și altruism. Am încercat să deosebim manifestările de patriotism cu cele de naționalism și șovinism și în legătură cu aceasta îți propun să demonstrăm un sentiment de mândrie, devotament și atașament față de țară, patrie și neam. Câteva exerciții pentru autoevaluare. În ce măsură te consideri un bun patriot al țării? Respecti valorile neamului, promovezi anumite tradiții și obiceiuri, demonstrezi mândrie față de strămoși și istorie. Ce produse ai realizat parcursul anului, unde ai promovat Republica Moldova prin anumite postere, pliante, expoziții, discursuri, creații personale, comunicări, video, activități festive și așa mai departe? Mulțumim mult pentru atenție! Fă deosebire între sentimentul de patriotism și cel de naționalist șovinism, fii atent la ideologiile șovine care sunt de regulă străine democrației, demonstrează cultura democrației înaltă, ne vedem la lecția următoare, numai bine!